Controlele medicale regulate sunt extrem de importante. Ecografia mamară este recomandată o dată pe an, de la cele mai tinere vârste, inclusiv în lipsa unor simptome. Această ecografie înseamnă prevenție eficientă pentru cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor. Cancerul de sân este un termen generic pentru multe boli. După suspiciune ecografică sau mamografică, mediul radiolog sau medicul chirurg fac punctie biopsie. Iau fragmente din țesutul tumoral, iar ulterior medicul anatomopatolog le evaluează la microscop, iar acesta va da diagnosticul cu certitudine. Există însă caracteristici ale celulei tumorale pe care nu le vede microscopul. De aceea este nevoie de anticorp care se leagă de receptorii ai celulei tumorale și care dau astfel informații pentru medicul oncolog. Toate tratamentele decise de comisia oncologică, fie că este vorba de chimioterapie, imunoterapie, radioterapie și intervenție chirurgicală, încearcă să aducă pacienta la un stadiu incipient al bolii. O ecografie de sân se face în fiecare an în lipsa simptomelor, de la cele mai tinere vârste. De la 40 de ani, ecografia va fi coroborată cu mamografia la intervalul de timp recomandat de medicul radiolog. Prevenție în acest tip de cancer înseamnă controle regulate care pot să detecteze o eventuală tumoră în stadiul incipient, relatează știrile ProTV.ro.